Alexandra, mulțumesc tare mult. Acum o informație de ultimă oră, doamnelor și domnilor. Rusia acuză Ucraina că i-a invadat încă o regiune de graniță. Guvernatorul de Belgorod susține că formațiuni ucrainene au trecut granița, la sud de regiunea rusă Kursk, din care controlează deja o bună parte până în acest moment. De la Moscova, Ministerul Apărării vorbește vag de o situație dificilă de la frontiera sa. Andrei Negusiu vine chiar acum cu toate informațiile. Te ascultăm, Andrei, bună ziua! Bun găsit, informațiile sunt destul de puține în acest moment. Știm doar că, într-adevăr, guvernatorul de Belgorod a spus că se confruntă cu cel puțin o tentativă de incursiune ucraineană. Asta înseamnă că formațiuni ucrainene ar fi înaintat din Ucraina, deci nu ar veni din nord, din regiunea Kursk, pe care deja o controlează în bună parte, ci tot de peste graniță. Ministerul Apărării de la Moscova susține într-adevăr că e o situație dificilă la frontieră, dar că situația ar fi sub control. Interesant este că dacă într-adevăr avem de-a face cu o nouă operațiune militară peste graniță a ucrainenilor, asta înseamnă că armata Kievului încearcă să-și lărgească baza de control din această zonă de frontieră. E important de spus că Belgorod se află la nord de orașul Harkov, orașul ucrainean Harkov al doilea ca mărime din Ucraina, și la nord de regiunea Donbass, acolo unde de altfel se află și frontul principal din acest război care, iată, ține de 2 ani și jumătate. Deci, dacă într-adevăr avem de-a face cu o incursiune ucraineană transfrontalieră în Belgorod, este posibil ca Ucraina să vrea pur și simplu să își protejeze nu doar propriile teritorii, ci cumva să crească presiunea asupra roșilor și în Donbass. Situația, firește, este în desfășurare. Așteptăm mai multe detalii legate de zona exactă unde au loc acum aceste lupte între ucraineni și ruși, dacă este să-i credem pe ruși, pentru că momentan ucrainenii fac ceea ce ne-au obișnuit. Sunt foarte discret până în momentul în care sunt convinși că au atins cel puțin o parte din obiectivele pe care și le-au asumat. Andrei, mulțumesc tare mult!